cine se poate răbda, când îi plină uiagă, de pălincă, de ce bună, de cireasă și de prună. Ui, 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 ui. O să se vremea să-l invităm pe teologul și eseistul Mihai Neamțu în platou să purtăm o discuție de Paști. Mihai, te aștept. Bine ai sosit la noi în platou. Doamne ajută, sănătate. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Mă bucur pentru această invitație. Și eu mă bucur că ești cu mine în platou să-mi pun toaca. Mihai, și ce vreau să te întreb? Eu m-am uitat peste cărțile tale și am văzut acolo tot felul de lucruri. Pe unde ai umblat? Ai fost în Germania, ai fost în Statele Unite ale Americii, ai fost în Anglia, ai umblat mult în lume. Întrebarea mea, Mihai, știi care este? De ce te-ai întors în România? Poate că întrebarea ar trebui pusă și altfel. De ce ai plecat mai întâi? Mai plecat mai întâi ca să te întorci. Și că la noi se zice așa, zice, dacă te duci, unde mergi în lume, cât te duce, te duci, dar să nu îi se vii înapoi. Așa e. Am revenit în România și pentru că n-am uitat toaca și n-am uitat cântecele de Paști și pentru că n-am uitat că există tradiții și există timp de sărbătoare, altfel decât în alte locuri. Știi ce zic oamenii? Știi ce zic? Eu sunt un călugăr. Că sunetul de toacă face legătura între ceea ce se vede și ceea ce nu se vede. Ce înseamnă pentru ceea? Că se vede și nu se vede. Ce se vede și ce nu se vede. Se vede mai bine astăzi, fiindcă e Duminica de Paști. Dar nu s-a văzut o vreme pentru că am trăit în umbră, da? Și am trecut acum, Paștele o trecere, am trecut într-un timp al luminii, în care claritatea e mai mare, în care vedem că suntem iubiți, în care vedem că nu suntem chemați pentru a muri, ci pentru a învia, în care vedem că nu suntem singuri, ci suntem mereu împreună. Și asta se vede pentru mine, asta se simte și toaca e o chemare. E o chemare la rugăciune și o chemare la comuniune. Fii atent ce mai zic călugărul acela câte mi zice. Între ceea ce se vede, face legătura între ceea ce se vede și ceea ce nu se vede. Între ceea ce se cunoaște și ceea ce nu se cunoaște. Ce cunoaștem iai și ce nu cunoaștem? Cred că totuși în viață nu cunoști totul deodată. Și nici în istorie nu totul se cunoaște deodată. Există timp ai revelației în care mai multă cunoaștere îi se dă omului. Cineva spunea că istoria se împarte în două mari momente. Timpul în care omul îl caută pe Dumnezeu și celălalt timp, timpul revelației în care Dumnezeu îl caută pe om. În Hristos, Dumnezeu l-a găsit pe om. Și putem spune că ăsta e timpul nostru. Acum vedem și cunoaștem mai mult. Cunoaștem, repet, în primul rând cunoaștem că nu suntem singuri. Se zice așa, se zice, Adame, unde ești? E întrebarea. Întrebarea. E întrebarea care a fost pusă în paradis după ce Adam a căzut în neascultare. Dar Hristos a dat un răspuns și din mormânt el răspunde la aceeași întrebare ca fiu al Tatălui. Cine crezi tu că a adus liniște în lumea asta, așa, muzică? Eu știi ce îți propun mie? Să ascultăm o muzică de Johann Sebastian Bach. Ce zici tu? E la muzica, e muzica pe care nu ne putem imagina după Revoluția Franceză, dar trebuie să ne întoarcem la tradiție. Să-l ascultăm pe Radu, să vezi tu cum cânte el Bach la chitară. Thank you.
Radu Vulcu, de când studiezi chitară? Am început la 7 ani.